Medicii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara au dat dovadă de profesionalism în cadrul unei operații în premieră. Aceștia au transformat stomacul unui pacient într-un tub gastric, deoarece din cauza unei conexiuni anormale, mâncarea pe care acesta o consuma ajungea în plămâni. Pacientul internat la secția de chirurgie toracică a fost diagnosticat cu fistulă esotraheală benignă. Prin aceasta, fistul, o legătură anormală între două structuri ale corpului, făcea ca mâncarea pe care acesta o ingera să ajungă în plămâni, în loc să ajungă în stomac, acest lucru punându-i viața în pericol. Operația era singura posibilitate de salvare a pacientului. Intervenția chirurgicală a necesitat o pregătire riguroasă și o execuție precisă. Intervenția a presupus o pregătire foarte atentă, preoperatoria a pacientului. Apoi, în timpul operației, vorbim de mai mulți timpi, cel abdominal în care a modelat stomacul într-un tub gastric alungit, printr-o serie de manevre chirurgicale precise. Apoi, în ceea ce numim timp toracic, s-a creat un tunel retrosternal prin spatele sternului, până la nivelul regiunii cervicale, unde a fost conectat cu esofagul. A transmis dr. Tudor Mateescu, medic specialist chirurgie toracică. Operația prin care a fost salvat viața pacientului a durat mai bine de 5 ore și a fost realizată de o echipă complexă, formată din chirurg toracic, chirurg generalist și medic anestezist. Scopul final a fost acela de a oferi pacientului o calitate îmbunătățită a vieții, restabilind funcționarea normală a tractului digestiv. De asemenea, de la începutul anului, în cadrul secției de chirurgie toracică a Spitalului Victor Babeș, au fost realizate peste 100 de intervenții chirurgicale.